John Huston, născut în 1906, tatăl a fost actor. La vârsta de 6 ani, părinții divorțează. John Huston își petrecea vierile când cu mama, când cu tata. Tatăl, care era actor, deseori îl lua în turnee. Acest timp petrecut cu tatăl, actor, văzându-l pe scenă cum joacă, mai târziu Huston spune că a avut unul dintre cele mai importante roluri în viața lui pentru a înțelege meseria de actor. La 14 ani abandonează studiile pentru a se ocupa profesional de box. A fost un boxer amator de top în California. Pe lângă box a mai practicat baletul, opera, călărie și a studiat pictura la Art Students League din Los Angeles. Îi plăcea filmul în adolescență, dar dragostea față de film se limita la simplu spectator. Charlie Chaplin pentru dânsul era un zeu. Cred că mai mult influența tatălui l-a făcut să apuce de scris. Prima piesă de teatru care el a scris numește Frankie și Johnny. Pentru că a vândut-o foarte ușor, el a decis să se dedice scrisului, presupunând că scrisul ar putea să-i fie menirea. În anii următori, articolele lui Huston au fost publicate în Esquire, Feature Arts și The New York Times. Huston capătă și mai multă încredere. În 1931 pleacă la Los Angeles în speranța de a scrie scenarii pentru filme. În acea perioadă, scenariștii erau foarte întrebați din cauza apariției sunetului și filmul mut era înlocuit de film talk, așa se numea. Film în care se vorbește mult, este nevoie de dialoguri. Not very successfully. Wrote a couple of pictures. Quite interesting, one of them was, a thing called Law and Order. And they got my father to play the part. Tatăl său s-a angajat la Universal. John Huston se angajează ca scenarist. În prima perioadă scria dialoguri. Lucrând la Universal, scenariile la care colucra Huston, unele din ele juca chiar tatăl său, sau anumiți regizori puteau să-i permită să afle platou de filmare, astfel făcând cunoștință cu toată producția de film și cum se realizează un film. În această perioadă, până la 30 de ani, s-a făcut cunoscut ca un tânăr pofticios care iubea să bie din greu. Cred că tăți banii care îi fășe, cred că cheltuie pe petreceri, fete și băutură. Putea să urce beat la volan. Au avut mai multe accidente. Mai întâi, unul din accidentele grave era cu o actriță și când s-a lovit, așa i-a zburat prin geam. S-a ajuns până la, în urma unui accident, să moară o actriță și aici e deja zvonuri. Că a fost Huston achitat cu $400,000 ca să-și recunoască vina, că a fost, că unii spun că n-ar fi fost el de vină. Mai scurt, nu intrăm în detalii, pentru că nu le cunosc, dar după incidentul dat, Huston a plecat în Franța și aici s-a ocupat cu pictura pentru a face un ban. Totodată el avea anumite cunoștințe și înclinații în domeniul ăsta. Se întoarce înapoi la vârsta de 31 de ani cu intenții serioase. Gata, eu sunt scriitor serios, nu mă mai apuc de prostii. Cu atât mai mult și-a pus un obiectiv pe termen lung să ajungă să-și regizeze propriile scenarii. S-a angajat ca scenarist la Warner Brothers Studio și în următorii 4 ani îl scrie scenarii pentru așa filme ca Jezebel, The Amazing Dr. Clitterhouse, Juarez, Dr. Ehrlich's Magic Bullet și Sergeant York. 2 din aceste filme ajung să fie nominalizate pentru cel mai bun scenariu la Oscar, iar Sergeant York a fost regizat de Howard Hawks, regizor despre care noi am vorbit anterior, și este unul dintre cele mai bune filme al lui Hawks. Deci asta e până la 35 de ani, omul are scenarii care sunt nominalizate la Oscar și unele din aceste filme sunt foarte populare, bine primite. El, care lucrează la Warner Brothers, având drept obiectiv să ajungă să-și regizeze propriile scenarii, vine cu rugămintea șefilor, la șef, să-i ofere posibilitatea. Șefii îi spun, dacă următorul scenariu pe care îl scrii tu devine hit, noi îți oferim posibilitatea să faci filmul tău. Următorul lui scenariu a fost High Sierra din 1941, care a fost regizat de Raoul Walsh. Filmul a devenit hit. Și în acest film a jucat, asta e un nume important pentru că apare des la Huston în filme, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Sper că pronunț corect. Stai, Amir. Nu vezi așa-ți jos. Plimbi acolo în coaie și ți-ți pare cum așa și ei. Poate eu să știu. E apă. Bei apă.
Hai Sierra, devine hit. Șefii trebuie să țină de cuvânt. John Huston se apucă de următorul scenariu și film cu care va debuta în calitate de regizor. El a ales thrillerul polițist al lui Dashiell Hammett, un film care a ieșuat la box office în trecut. Două variante a lui, ambele ieșuate. Ți-am zis că e apă. Filmul se numește The Maltese Falcon. Totodată asta e roman. Este foarte important de menționat că Huston a păstrat scenariul foarte aproape de roman. Modificările care le-a făcut, pentru că oricum este nevoie să faci anumite modificări, nu au dus la pierderea esenței literare. Deși spun că e important pentru că des când se face o ecranizare, des ori există contrast imens între film și carte, chiar dacă filmul se naște de acolo, înțelegi? Vreau să spun. Caracteristic lui Huston era că de fiecare dată când filma un film pe baza unei cărți, pentru dânsul, opera literară conta foarte mult și să păstreze acea esență literară. Și lui reușea. Totodată filmul fiind foarte cinematografic, dar mai târziu o să intru în detalii. S-a pregătit foarte minuțios la nivel de decupaj. El și-a schițat tot absolut cum trebuie să stea lumina, compoziția cadrului, fiecare cadru desenat, cu atât mai mult că el mai este și pictor. Da? În Franța au pictat pe străzi. Și el face filmul. Șefii cu siguranță nu aveau așteptări, deja au fost două variante la filmul ăsta. Eșec. Dar filmul a avut succes. Scenariul a fost nominalizat la Oscar. Publicul l-a primit foarte călduros. Toți vorbeau că este una dintre cele mai bune melodrame detective pe care le-au văzut vreodată. A devenit un film de cult. Și Huston și-a căpătat, știu, numele de regizor și uși deschisă pentru a-și regiza toate scenariile. Viitoarele lui filme, toate au fost scrise și regizate de el. În perioada celui de-al doilea război mondial, Huston a făcut trei filme documentare despre, nu știu de ce mi-amintesc de John Ford, care și el în perioada războiului a făcut documentare și ei chiar mi se aseamănă un pic și ca mod de gândire și ca i-aș pune pe același nivel de grei, importanță, regizor. De-a lungul carierei sale, el a avut peste 10 nominalizări la Oscar. Are și Oscar-uri câștigate ca cel mai bun scenariu, cel mai bun regizor. Familia Huston sau tatăl actor, fiica actriță, Angelica Huston, pare mi s-o cheamă, și tatăl și fiica, care au jucat în filmele lui, au primit Oscar. Deci familia Huston este una dintre primele dinastii de la Hollywood care au primit Oscar și trei generații diferite. This means a lot to me since it comes from a role in which I was directed by my father. Unul dintre cele mai bune filme a lui John Huston este Fat City. Eram să încep fără tine. Despre asta. Și de așa cu coada. Fat City este o dramă sportivă, un film bazat pe roman. Mă duc în Fat City, înseamnă gen vreau o viață mai bună. Totodată, Fat City este o poreclă veche pentru Stockton, California, unde sunt plasate romanul și filmul. Majoritatea scenelor au fost filmate chiar acolo. Așa, o dramă sportivă. Este vorba despre box, sport pe care John Huston l-a practicat în tinereță. Îi este cunoscut. Un boxer pe nume Billy, boxer trecut de
apogeul său. De câțiva ani nu mai practică sportul. Prima scenă de film e cum Billy intră într-o sală de sport pentru a se aduce în formă. Aici îl întâlnește pe un tânăr, Ernie, de 18 ani, pe care îl vede pentru prima dată. Fiind doar ei doi, Billy îi propune lui Ernie, hai să ne antrenăm un pic. Așa, eu n-am să te lovesc tare, stai liniștit. You want to spar a little? You pro? I used to be. Pare mi se Billy și-a întins un mușchi sau ceva gen asta, mai scurt ei termină. Și îl întreabă pe Ierni, tânărul de 18 ani, de cât timp te ocupi cu boxul? How many bouts you had? None. You're kidding me. You never been in the ring before? No. I just came down here to the wild. I fooled around a little. How old are you? 18. Nu-i vine să creadă, adică respectiv înțelegem că Ierni face față unui boxer profesionist. Billy observă potențialul acestui tânăr și îi recomandă să facă cunoștință cu antrenorul lui. Că mă rog, poate în viitor ai să devii un boxer faimos, ai tot ce îți trebuie. Pe parcursul filmului noi avem aceste două linii. Linia boxerului începător și linia acestui boxer trecut deja de apogeul lui, care încearcă să se întoarcă în sportul profesionist. Putem să-i numim prietenii lui Billy, Oma și iubitul ei, Earl. La un moment dat, Earl ajunge în închisoare pe câteva luni, perioada în care Billy încearcă să creeze o relație cu Oma. Oma este o femeie alcoolică, relația lor e mai mult toxică, distrugătoare, certuri permanente. Din punct de vedere financiar, Billy, chiar dacă este fost boxer profesionist, el supraviețuiește. E nevoit să lucreze alături de niște muncitori emigranți. După ce l-a părăsit soția, a devenit alcoolic. Acum Oma și toate certurile îl presează destul de tare. În clipa în care decide să se întoarcă în box, o înlătură pe Oma din viața lui. You're gonna go out for a drink and you're gonna leave me here. I'm fighting in a week. You think I take a drink? Billy, wait a minute. Let me get my shoe. Billy, wait, please! Prima luptă înfrânt. În a doua luptă, înainte ca să-l anunți pe dânsul câștigător, au căzut ambii, nu s lupti eroi, ci s-au întors ca un erou care, chiar dacă a depășit vârsta sau știi, a luat medalia de aur, nu așa. Sărbătorind acea victorie sau egalitate care a avut loc pe... Sărbătorind mica victorie, adică egalitatea, noi aflăm și relația lui Billy cu antrenorul sau omul care gestionează toate luptele și așa mai departe, care nu este un atât de... Ei sunt prieteni de mult timp, dar $100 dat, știi, adică o sumă mizerabilă. Only $100? It's all my sweat and blood is worth? N-am zis nimic de Ierni. În paralel, Ierni își începe cariera profesională în box. Filmul se termină cum se întâlnesc cam întâmplător pe stradă. Billy caută cumva să-și omoare timpul, vrea să bei ceva, n-are cu cine și îi propune lui Ernie, hai să-mi ții de urât. Ernie, dar nu mă așteaptă soția, am copil deja, la dânsul cumva și familie este și așa și așa și în carieră vedem că el progresează, pe când ăsta mai în vârstă e un anti-exemplu. Ăsta viitorul e promițător, dar la ăsta viitorul e destul de pesimist. Foarte tare mi-a plăcut sfârșitul, e că nu știu cum să... Știi, faci parte din acele sfârșituri de film care perfecte și te lasă cu starea de meditație și simți, parcă înțelegi, dar parcă te lasă fără cuvinte. Ierni vrea să plece acasă, la care Billy îl... Hai mai stai, te rog, mai stai un pic să mai vorbim o leac. Cumva simțim nevoia lui Billy de a comunica, da? Și filmul se termină cum ei stau alături, în tăcere. Nu comunic. Și în timpul ăsta merg titlurile de final. Adică nici nu atât e vorba în comunicare sau în astea, cât în... e că așa, știi? John Huston îl vedea în rolul boxerului mai în vârstă pe Marlon Brando. Lucra la filmul Godfather al lui Coppola. Până la urmă, Huston l-a luat pe Stacy Keach și Jeff Bridges. Pentru că Godfather, care apare tot în 72, ia multe premii,
Brando ia Oscar pentru cel mai bun actor. În genere, Godfather este mult mai vorbit, văzut, faimă mai mare. Fat City rămâne un pic în umbră. Dar ca performanță este foarte bun. Din punct de vedere estetic, vizual vorbind, filmul arată superb. Și asta e calitatea care îl reprezintă pe Houston. Houston era regizorul care crea filmul pe platou. El se pregătea foarte bine la nivel de decupaj, fiecare lumină unde o stă. În momentul în care el punea cadru, putea jumate de zi să piardă pentru a aranja obiectele și fiecare să-și aibă spațiul lui, cum îl luminează și așa mai departe, ca să filmeze cadrul așa cum îl vede. Dacă pentru mulți regizori etapa post-producție este una foarte importantă, atunci când filmul se creează mai mult la montaj decât pe platou, Houston este regizorul care pentru dânsul filmul se filma. Era mult mai important cum le filmează și pentru că el atât de bine le decupa, știind în fiecare cadru de ce are nevoie și cum trebuie să-l facă, economisă peliculă, 1, 2, putea nici să nu cunoască montajorul care îi montează filmul, pentru că de la montajor se șerie numai să le pună în ordinea care trebuie. Nu era nevoie de niște ingeniozități, nu știu de care, ca să rezolve probleme sau... Asta cred că e cel mai important ce trebuie de știut despre Houston, maniera lui de a lucra cu imaginea și cât de important pentru dânsul era imaginea, fiecare cadru ca o fotografie. Dar și mai important, pe John Houston nu-l interesa atât forma filmului, cât condiția umană. În foarte multe filme ale lui observăm anumite căutări eroice, ca de exemplu în Moby Dick sau Insigna Roșie. În alte filme putem observa anumite grupuri de oameni care luptă pentru un scop comun, dar ajung să fie condamnați. Sau, ne întoarcem la Fat City, personajul nostru este un boxer profesionist, care după apogeu încearcă să întoarcă în sport profesionist. Este un scop nu ușor de atins, da? Un scop dificil, adică... E un fel de căutare eroică și poate tu ca spectator aștepți că el o să reușească și o să ajungă în vârf din nou și cumva filmul o să devină motivațional. Pot și eu, da? Pe când aceste căutări eroice nu se termină cu acest happy end înflorit. Îndeplinirea scopului este urmată de foarte multe așa semne de întrebare, probleme. De asta zic, mai mult îl interesa condiția umană, natura umană și problemele ei. Și asta mie foarte tare îmi place la el. Și iată scena finală, cred, unde acest boxer în vârstă, două generații diferite și... Hai mai stai, te rog, să mai vorbim un pic. Dacă tare tașe. Dacă e vorba despre doi iubiți, în filmul lui Houston mai degrabă filmul o să termine cu o dragoste nesatisfăcută. Contrar viziunii hollywoodiene, să spun așa, da, unde trebuie să fie neapărat un happy end. Dacă primul film îl faci în 41, Fat City îl faci în 72. 72 este nucleul noului Hollywood. În perioada în care făcea ultimele două filme, starea lui de sănătate era deja foarte bolnăvicioasă. După ce a terminat ultimul film, nu a trecut mult timp și a murit. Filmele au fost nominalizate la mai multe premii Oscar. Ceea ce vreau să adaug eu la acest nou Hollywood e că el începe la sfârșitul anilor 60, dar se termină pe la 75 pe acolo, când apare filmul lui Spielberg, Jaws. Film care creează așa niște rânduri la cinematograf, aduce bani nebuni, respectiv creează noi standarde. Hollywood începe să se concentreze pe crearea la așa zisele blockbustere, da? Noi vrem blockbustere care o să aducă milioane. Pe noi nu ne mai interesează filmul de autor și fac franceze, noi vrem blockbustere. Blockbuster, film foarte, foarte grandios. Aici mai apare Star Wars al lui George Lucas, care se transformă într-o franciză. Partea a doua, partea a treia, ștătis blockbustere care aduc mulți bani. La Spielberg apare Indiana Jones, Indiana Jones 2, Indiana Jones 3. Dar și asta a durat până acum recent. Acum cred că am putea spune că Hollywood-ul deja a trecut în altă etapă cu lumea, cu supereroi și, adică nici nu franciză, cât crearea lumilor. Dar cred că deja se începe cu tot o altă etapă serialele, pentru că platformele de streaming și serialele au crescut la, din punct de vedere calitate și conținut la un nivel mult mai înalt decât a fost acum 10-15 ani în urmă. Și publicul vrea asta. Înțelegi? Iată cum se schimbă lucrurile, da? Dar, bun, mă abat. Houston, care o simțit și prima perioada Hollywoodului și nou val hollywoodian,
Într-un interviu el spune: mi-e dor de viziunea pe care o avea bătrânul Hollywood. Atunci era mult mai ușor să faci un film decât astăzi. Erau oameni care vroiau să fac film și știau să fac film. Nu erau contabili. Nu erau contabili peste contabili, consultanți fiscali, experți în eficiență, gen experți în cât de eficient este dialogul sau scena și așa mai departe, experți în eficiență care nu știu să facă filme, vânzători și promoteri care doresc doar să obțină o parte din venit și tot mai puțini oameni care doresc să facă film cu adevărat. Deci interviu dat în 85, aproape de moartea sa. După un interviu cu câțiva ani înainte de a muri, reporterul scrie că Houston a spus: îi era dor de era importantă a studiourilor când oamenii savurau să facă filme, nu doar bani. Marilyn Monroe nu debutează la John Huston, dar anume filmul lui John Huston în care ea se filmează o face vedetă. Dacă nu se filma la el, nu ajungea femeia ca tu acum să-i cunoști machiajul, fusta și șamanta cu ei a fost, nu? Vezi? Ea spune: John a însemnat foarte mult pentru mine. Nimeni nu ar fi auzit de mine dacă nu ar fi fost el. Este un alt tip de regizor decât oamenii cu care am mai lucrat. Este un artist cu cameră de filmat. Este un pictor. Ea, pentru prima dată, își simțea importanța pe platou de filmare, pentru că John o asculta pe bune și pentru dânsul asta era important. Cât de mult înseamnă atitudinea și seriozitatea cu care faci filmul, da? Că schimbă totul. Ca ea ca actriță să se simtă importantă și să devină acea vedetă. De-a lungul carierei, John Huston apare ca actor la diversi regizori, de regulă în roluri secundare. Filmul lui Otto Preminger din 1963, Cardinalul, unde John Huston apare rol secundar, este nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor secundar. Criticii scriau: aparența lui în cadru fură toată atenția. El a jucat și în Chinatown din 74 al lui Roman Polanski, principalul răufăcător al filmului. Huston a spus că nu se consideră un mare actor, dar iată rolul care l-a jucat în Chinatown lui îi place. Adică, mă rog, cum l-a jucat. Una dintre cele mai interesante și curioase apariții a lui ca actor, eu consider filmul The Other Side of the Wind al lui Orson Welles, ultimul film al lui Welles, regizorul care a făcut Cetățeanul Kane, film despre care noi am vorbit. Orson Welles l-a luat pe dânsul ca regizor în rolul unui regizor bătrân. În film sunt două personaje, un regizor tânăr și un regizor bătrân. Și regizorul tânăr a fost jucat de Peter Bogdanovich. Filmul a fost filmat în 74 și a apărut în 2018, mulți ani după moartea lui Welles și a lui Huston tot. Care că mai întâi a murit Welles și apoi a murit Huston. Huston a murit în 87. Filmul apare în 2018. Whatever our movie. Filmările s-au lungit mulți ani din cauza problemelor financiare, în al doilea rând din diverse probleme politice, filmul a putut să apară abia acum în 2018. Nu e curioasă istoria? Și e ultimul film al lui Welles. Pe lângă acest film mai apare un documentar tot în 2018 care se numește They Love Me When I'm Dead. Ambele le puteți găsi pe Netflix. Eu le recomand tuturor cineaștilor. Foarte interesant. Dacă noi îl cunoaștem pe Welles reieșind în mare parte din Cetățeanul Kane, filmul de debut, documentarul ne arată cealaltă latură a lui Welles și aici vedem un om care suferă durerile lui, tragedia sau blestemul acestui film Cetățeanul Kane, toate problemele care le-a întâmpinat el în a crea alt film și în genere, viziunea lui asupra artei cinematografice. Foarte, 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 foarte și foarte interesant. Recomand. Păi iată, Huston apare în filmul lui, în ultimul film al lui Welles. Presupun că din respectul față de Welles ar fi acceptat, pentru că ca viziune regizorală era total diferit de felul cum face Huston filmele. Dacă Huston, cum am mai spus, fiecare cadru trebuie să fie o fotografie compozițională perfectă,
în filmul lui Orson Welles, era un film plin de improvizație, era un film a cărui istorie sau scenariu doar Orson o avea în minte și atât, nimeni, Platon nu știa ce se întâmplă mai departe. Toți oamenii continuau să fie prezenți doar datorită faptului că ăsta e Welles și ceva trebuie să iasă. Când a fost întrebat ce înseamnă pentru el film, John Huston a spus că filmul ideal este filmul care eu niciodată nu am reușit să-l fac. Ar fi perfect dacă aș putea pune o bobină cu peliculă în spatele ochilor și aș proiecta tot ce vreau să văd. De aceea cred că camera nu este doar un ochi, dar și o minte. Și tot ce facem noi cu camera, în momentul în care filmăm, are o semnificație atât fiziologică cât și mentală. Mie mi-a plăcut chestia asta. Înțelegi? Nu, aici e pum 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 pum, dar și ai înțeles.